Romanul deja și-a arătat intențiile ofensive. Îi vedem și pe jucătorii formației vizitatoare că pasă bună spre Nedbai. La post însă portarul Filip Juncănaru. Centrare lungă pe celălalt flanc și recentrarea nefericită. Și astfel că portarul Filip va degaja din nou. Nu a avut, din păcate, cine să urmărească această fază. Asta și făcut pe scurt, recuperează Romașcanii și ce ocazie, faza nu s-a răcit. Înge deviat care ajunge în brațele goalkeeperului formației vizitatoare. A început Romanul cu Băicianu, Sadoschi, Juncănaru, Marian, Marin, Covaliu, Chirilescu, Brăiescu, Crăciun, Nedbai, Florian și Aeroaie, în vreme ce formația oaspete, așa cum spuneam, l-are Marian, Marin, Nedbai! Mingea mea, după dribling bun, minge aruncată spre Florian, atent Filip. Stăteau la pândă acolo și Antim și Andrei Florean. Centrează lung și nu a putut să fructifice Mocanu acest balon puțin cam lung. Oricum se citește un pic frustrarea, evident, pe chipurile și maniera de joc. O minge lungă, urcat și Marian Marin. Faza se calmează, Juncănaru, era în offside acolo, Iosif Nedăvai și fluier final al meciului.